Când a preluat portofoliul finanțelor, Darius Vâlcov s-a concentrat în special asupra noului cod fiscal și a celui de procedură fiscală. În februarie, acesta declara într-un interviu pentru jurnalul.ro că termenul de aprobare de către Parlament nu trebuie să depășească luna iunie și explica motivele. Proiectul codului fiscal trebuie aprobat în Parlament până la sfârșitul lunii iunie cel târziu pentru a putea fi aplicat începând cu 1 ianuarie 2016. Această măsură este necesară pentru că din noul proiect al codului fiscal au fost scoase cuvintele de regulă și au fost înlocuite cu formula minimum 6 luni. Asta înseamnă că pentru a putea fi aplicat, proiectul trebuie aprobat de Parlament cu minimum 6 luni înainte, astfel încât mediul de afaceri să aibă timp pentru a se pregăti. Este una dintre cerințele mai vechi ale oamenilor de afaceri, predictibilitate și stabilitate, a spus Darius Vâlcov. Iar puterea și opoziția și-au dat mâna pe codul fiscal, care a fost aprobat cu 306 voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere, Camera Deputaților fiind foarte decizional. Actul normativ prevede reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 19%, începând de la 1 ianuarie anul viitor. Potrivit noului cod fiscal, impozitul pe construcții speciale va fi eliminat din 2016, iar cota unică de impozitare este prevăzut să scadă de la 16% la 14% din 2019. Cota de impozitare pentru micro-întreprinderile fără salariați va fi de 3% din venituri plus 1530 de lei pentru fiecare trimestru, pentru care se datorează impozit. Pentru micile firme care au peste 2 salariați, cota va fi de 1% și de 3% pentru cele care au un salariat și pentru micro-întreprinderile care se află în anumite situații înscrise în Registrul Comerțului, dizolvarea urmată de lichidare, inactivitate temporară, declarare pe proprie răspundere a nedesfășurării de activități la sediul social și sediile secundare. Contribuțiile de asigurări sociale la angajat se vor reduce de la 10,5% la 7,5% de la 1 ianuarie 2018, iar cele datorate de angajator de la 15,8% la 13,5%. Tot ieri, deputații au aprobat și codul de procedură fiscală. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a anunțat că revenirea la TVA de 19% s-ar putea face mai devreme de 1 ianuarie. În funcție de datele bugetare, pe prima jumătate a anului, decizia va fi luată în iulie la rectificarea bugetară.